Bine v-am regăsit, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și în această seară, cu atât mai mult cu cât invitatul meu, cel care se află acum în studio, este jurnalistul Mălin Bot. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule Mălin Bot. Bună seara, vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație și constat că rămâneți singura televiziune liberă din România. Poate mai sunt și alții, nu numai noi. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care am să le aduc la cunoștința publicului și televiziunile evită să spună aceste lucruri. Norocul nostru cu rețelele sociale și cu televiziunile mai mici, cum sunteți dumneavoastră. Un adevărat fenomen cu rețelele sociale și s-a văzut și la alegeri și la referendum, într-adevăr, chiar pot influența într-un fel sau altul opinia publică. Și ele vor influența, să știți, de ce le din vor ce influența în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Ele vor influența din ce în ce mai mult. Eu mă uit pe... pentru că știu din perioada când făceam și eu emisiuni de televiziune pe la B1 TV, perioada 2012-2016, primeam ratingurile în fiecare zi și vedeam tot ce înseamnă audiența televiziunilor. Mă refer la televiziunile care sunt foarte implicate politic în a manipula foarte mulți oameni. Nu o să dau nume acum ca să nu vă acuze vreunul că... Și, dar lumea știe la cine mă refer. Cu toții știu, da. Și acum mai primesc din când în când acele mail-uri din greșeală, probabil. Și mă uit pe ele și văd că mai au, nu știu, cred că 10% din audiențele pe care le aveau acum 4-5 ani de zile. Și oare ce să însemne asta, domnule Mălin Bot? Faptul că oamenii nu mai sunt interesați de politică, faptul că oamenii au început să realizeze că sunt folosiți ca masă de manevră. Sunt două fenomene care se întâlnesc, să știți, și care se amplifică unul pe altul. Primul fenomen este faptul că, în general, la nivel mondial, tendința oamenilor este să nu își mai piardă timpul cu orice, să se ocupe numai cu ceea ce consideră ei că este important pentru ei. Și atunci, datorită dezvoltării rețelelor sociale, unde tu îți faci o selecție a prietenilor, a canalelor de informare, a surselor pe care dorești să le urmărești, timpul ăla pe care îl are fiecare om de alocat pentru a afla știri, pentru a se implica civic, da? Pentru că implicarea civică nu este numai ideea de a merge în piață, este și faptul că urmărești știrile și că vii și tu cu opinia ta în fața lumii, este o implicare civică. Și atunci timpul ăla pe care tu l-ai, îl folosești pentru sursele în care tu ai încredere și pe care tu ți le-ai selectat. Ce este avantajos cu rețelele sociale, spre deosebire de televiziune, este faptul că pe rețelele sociale este interactiv. Tu ți alegi ce vrei să urmărești. Tu contribui la ceea ce este acolo, cu opiniile tale, cu modul cum distribui. La, în cazul televiziunii, stai pe un scaun și dai ce... Este ca și cum te duci la un restaurant și mănânci meniu. Deci ce meniu avem astăzi? Meniu zilei. Supă de fasole, da. Și șnițel cu cartofi prăjiți. Altceva aveți? Nu, ăsta e meniu. Asta e televiziunea. Rețelele sociale reprezintă cu totul altceva. Te duci și îți alegi ce vrei tu să... Sunt perfect de acord. Ăsta este un fenomen care se întâmplă pe plan mondial datorită evoluției rețelelor sociale. Dar oare este bine? Dar că și în aici România, putem găsi contraargumente, domnule Mălin Bot. În România acest fenomen este amplificat de faptul că folosirea mass media, în special a televiziunii, dar și a ziarelor și a marilor site-uri de știri, într-un mod pervers, împotriva democrației, împotriva scopului pe care presa ar trebui să-l îndeplinească de câine de pază al democrației, folosirea lor pentru alterarea democrației, pentru manipularea oamenilor ca să se creeze favorabilitate pentru schimbări pe care găști interlope sau de corupți vor să le facă în societate. Asta a determinat foarte mulți oameni să renunțe cu totul la ideea de a fi consumator de presă. Pentru că adevărul nu mai poate fi ascuns și asta nu înțeleg cei care patronează televiziuni și le folosesc în continuare ca în anii 90, nu? Când Ion Iliescu spunea că prin TVR că minerii au plantat panseluțe în Piața Victoriei. Și da? Nu este pericolul să ajungem ca în anii 90 și jumătate din țara asta să creadă că minerii au plantat flori în piața jumătate de țară universității, nu crede, pentru că se informează dintr-o singură sursă. Jumătate de oameni nu crede, dar mai sunt vreo 800.000, 900.000 de oameni care se mai uită la televiziunile care fac lucrul ăsta și cred prostile de acolo. Restul oamenilor au început să se trezească. Și asta este minunat pe rețele sociale. Pentru că acum, vedeți, aproape toate subiectele din ultima perioadă pe care eu le-am văzut mari manipulări aruncate pe piață, foarte multe împotriva protestului, mișcării civice din Piața Victoriei și din toate piețele centrale ale tuturor marilor orașe ale României, pentru că sunt grupuri în toată România,
Sigur, mass media e axată pe Piața Victoriei, dar sunt grupuri în toată România care de 625 de zile, zi de zi protestează. La Sibiu, la Iași, la Timișoara, la Cluj se fac proteste. Și nu se mai poate manipula, pentru că în momentul în care ei spun o minciună, nu știu, se consumă droguri în Piața Victoriei. În momentul ăla au venit 100.000 de oameni care sunt acolo și au văzut că nu e așa și scriu pe rețele sociale. Și pentru fiecare om care scrie, citesc 10 oameni. Și în 24 de ore un milion de oameni află că ăia sunt niște mincinoși. Și treaba asta se duce și se duce, se duce, se amplifică și lumea află până la urmă. Toată lumea. Și ei pică de mincinoși. Ei nu conștientizează că în fiecare zi, la urmă, ei vor sfârși vorbind singuri, doar cu patronii lor penali uitându-se la ei. Sigur, pentru ei va fi ok, pentru că patronii penali le plătesc salariile, ei nu vor avea nimic de suferit, că pe ei nu interesează, să știți. Pe cei care fac treaba asta, cei care alterează în modul ăsta jurnalismul, distrugându-l cu totul și distrugând ceea ce înseamnă jurnalistul ca un câine de pază al democrației, pe ei nu interesează, pentru că ei nu s-au făcut ziariși pentru asta. Ei, când au intrat în studio de televiziune, un astfel de om, un astfel de individ, el n-a intrat cu pasiune arzătoare pentru adevăr, pentru a informa corect oamenii, pentru a ajuta oamenii să înțeleagă, pentru a folosi toată forța pe care o are un jurnalist împotriva unui politician corupt, ca să-și exercite rolul de câine de pas al democrației. Nu, ei au intrat acolo pentru 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 20.000 de euro cât îi dă patronul și el ca atare e fericit să facă orice pentru patron, când nu mai merge treaba cu televiziunea, o să-i facă probabil pantofii, o să-i dea cu aspiratorul prin casă sau mai știu eu ce alte are servicii. Mult de dat cu aspiratorul pentru că da. Patronii respectivi au... Unii au, da, da, chiar am filmat un astfel de patron la domnul Voiculescu, mă refer. Și am fost acolo, am primit și niște înregistrări foarte interesante cu imagini filmate din zbor și am constatat, vă dați seama, deci este uluitor, un om care locuiește în 3 săli polivalente. Deci domnul Voiculescu și-a construit la Corbeanca, pe strada Laguna Albastră, asta este foarte amuzant, având în vedere supranumele lui de Varan. Deci Varanul stă pe strada Laguna Albastră, acolo are burlogul. Titlul unui celebru film din anii 90. Da, 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 da. Bine, era un film de dragoste, da, e interesant. Dacă nu mă înșel și în filmul ăla apărea un Varan la un moment, da, da. Posibil. Și deci omul și-a construit 3 săli polivalente, imaginile sunt pe YouTube, deci este ceva incredibil. Deci nu exagerez, deci are 3 corpuri de clădire, fiecare arată ca o sală polivalentă, arată cum arată sala polivalentă aproape la fel de la mine din Reșița. Și sunt 3 clădiri una lângă alta, cu un mare sens giratoriu în fața lor. Acum mă uitam la acele imagini și, pentru că întâmplător în această perioadă, mai încerc să-mi fac puțin timp liber și pentru alte activități, nu prea reușesc, dar mă mai uit pe Netflix la un serial, El Chapo se cheamă, despre un mare traficant de droguri din Mexic, care face un sindicat al drogurilor și e o întreagă nebunie. Dar seamănă mult cu România, să știți că erau mână în mână cu politicienii, cu poliția, cu corupție. Armata, cu toată da, lumea, deci da. Seamănă, sunt foarte multe filme care seamănă, ne explică, de fapt, te uiți la ele și înțelegi ce se întâmplă la noi. Și proprietățile acelor traficanți de droguri, la un moment dat acest El Chapo merge în vizite de lucru pe la toate clanurile mafiote din Mexic, ca să le strângă pe toate într-un sindicat. Și sunt imagini, producătorii filmului i-au spus că filmul este bazat pe fapte reale și că încearcă cât de cât să reconstruiască în cadre reale. Deci multe dintre ele sunt filmate pe proprietățile unor astfel de lorzi ai drogurilor. Și arată exact ca proprietatea lui Dragnea din Alexandria, proprietatea lui Voiculescu, proprietatea lui Tăricianu, proprietatea lui Oprea. Deci arată exact ca aceste proprietăți. Deci este incredibil cât de mult seamănă lucrurile. Și din perspectiva corupției, și din perspectiva... Diferența care este la noi? Este că în Mexic tot fenomenul e generat de traficul de droguri, deci banii mulți sunt de acolo. La noi tot fenomenul a fost generat de acest mare... această mare tâlhărie a proprietăților statului de după 1990, din momentul în care a existat o proprietate unică, totul era pe cartea funciară a Republicii Socialiste România, și când a picat comunismul, toată această țară a devenit ca o halcă mare de carne din care ei s-au apucat să-și rupă bucăți. Dar dacă te uiți la starea finală a lucrurilor, și anume... Mă refer pe de o parte la sărăcirea populației și subdezvoltare, exact ca în Mexic, ca în America Latină, pe de altă parte la proprietățile lor și la averile lor,
exact aceleași averi. Mă uitam la sumele pe care ei, despre care ei vorbeau în traficul de droguri, zeci de milioane de euro, exact ca în cazurile noastre de corupție. Și dacă te uiți la palatele lor, arată exact la fel. Și mai e o asemănare. El Chapo, eu cred că ar fi invidios pe cele trei săli polivalente în care locuiește Voiculescu. Cum pleacă mexicanii în Statele Unite să muncească, așa pleacă și românii. Numai că noi avem dreptul la libera circulație, pe când săracii mexicani au niște probleme până ajunge în Statele Unite. Niște ziduri, Unite. Niște, dar se descurcă, să știți. Sapă pe e, greu, adică... e mai greu pentru ei. Iată câte asemănări între un film, Netflix, după cum spuneați, care i-a propus doamnei Iudrea. Vă ascultam și mă gândeam, oare la noi de ce n-or face un film? Păi i-au propus doamna Iudrea și i-au oferit și o sumă importantă, cred, nu? Și doamna Iudrea, iată, spre dezamăgerea publicului, păi cine spre dezamăgerea publicului, stați puțin, că doamna Iudrea bănuiesc că va fi extradată din Costa Rica, pentru că acolo a fost ales un președinte pe o platformă anticorupție și probabil din această pricină doamna Iudrea a ajuns să fie arestată și va fi făcută pachet frumos și trimis în țară. Moment în care se va duce la închisoare și eu zic că doamna Iudrea, cu sprijinul celor care au ajutat-o să redacteze așa zisul jurnal al Elenei Iudrea, cred că aceiași autori o vor ajuta să redacteze un scenariu bun pentru Netflix. Adică fanii, eu zic să nu fie dezamăgiți că are timp doamna Iudrea să... De ce credeți că cineva a ajutat-o? Nu o vedeți seara, înainte de culcare, pe doamna Iudrea, știu eu, scriind câteva pagini despre ce s-a întâmplat? Haideți să încercăm să ne imaginăm această scenă, doamna Iudrea venind la complexul Stejarii, da? Trecând pe strada jandarmeriei, pe lângă sediul Serviciului Român de Informații, de unde pleca domnul Gabriel Oprea acum 3 ani de zile, când l-a omorât pe polițistul Gigina, că se fac 3 ani de zile și... Nu l-a omorât dumnealui, haideți să evităm astfel de formulări, vă rog. A murit? Polițistul Bogdan Gigina a murit într-o coloană oficială din pricina până la o sentință a justiției, nu putem spune că domnul Gabriel Oprea... Ce vreau să spun eu, dar ca să fiu mai exact, a murit din pricina faptului că domnul Gabriel Oprea vrea să se plimbe prin Canoriega, prin București, da? Cu coloane ca un dictator din America Latină. Și nu e de râs. Haideți să revenim la doamna Iudrea, da. Să ne imaginăm pe doamna Iudrea mergând în complexul ăla de lux Stejarii, da? În... cu un Porsche Cayenne muștar, da, așa, intrând acasă, după ce a discutat cu toți șmecherii ăștia din politică, da, luându-și halatul de satin roz cu... Apreciez imaginația dumneavoastră. Cu puf de struț, da, luându-și pixul cu puf de struț, deschizând jurnalul roz și scriind, dragă jurnalul, ca o elevă din clasa 8-a. Hai să fim serioși, adică totuși, ei, vedeți, ei când vin cu poveștile astea ne iau pe noi de proști, dar eu cred că chiar atât de prost nu e nimeni încât să-și imagineze așa ceva. Acel jurnal a fost o treabă scrisă în care, în modul de exprimare și în modul de redactare, eu am recunoscut foarte mult din condeiul și penița domnului Ion Cristoiu. De altfel, domnul Cristoiu l-a și mediatizat. Un condei remarcabil, domnul Cristoiu. Da, deci stilul, știți că autorii au un stil și atunci recunoști stilul. Da. Am citit multe din acum, cărțile. Acum, sigur, asta nu înseamnă că domnul Cristoiu l-ar fi redactat. Posibil, doamna Iudrea, având foarte multe discuții cu domnul Cristoiu pe diverse teme, bănuiesc că discutau și literatură universală și istorie, pentru că domnul... Cristoiu apare în jurnal și aceasta. E o persoană astăzi studioasă. Am vorbit cu domnul Cristoiu despre... Nu, lucrurile astea nu știu, dar bănuiesc, încerc să-mi explic logic de ce un jurnal scris de Elena Iudrea ar avea tușa și penița maestrului Ion Cristoiu. Și singura explicație logică este că discutau foarte mult și atunci domnul Cristoiu îi împărtășea doamna Iudrea din înțelepciunea dânsului, din ceea ce a citit dânsul, din literatura, din istoria pe care a citit-o și inevitabil atunci când stai mult cu un maestru de vorbă, amprenta stilului lui scriitoricesc îți lasă și ție și inevitabil, fără să-ți dai seama, probabil de aia doamna Elena Iudrea când a scris jurnalul din pricina discuțiilor. Știu că domnul Cristoiu, de exemplu, este un mare admirator al lui Marin Preda. Da. Și parcă n-a regăsit totuși nici Moromeții, nici... Domnul Cristoiu e mai nou și spre amuzamentul meu, un mare admirator al studioului de televiziune Antena 3, unde este prezent, l-am văzut de câteva ori, într-un loc în care era denigrat, vreo 4 ani de zile a fost denigrat într-o manieră incompatibilă cu orice relație ulterioară între două persoane. Asta e ceva ce mie... Poate ține și de mentalitatea mea de bănățean încăpățânat, pentru că la noi e o vorbă, odată ce cineva și-a pierdut obrazul în fața ta, nu mai există. Deci obrazul odată cineva poate să și-l pierde în fața ta. Poate că avem noi bănățenii, suntem noi mai încăpățânați, mai puțin flexibili, mai... Dar sunt lucruri
poate să încep fără pic de plăcere și domnul Cristoiu sprijină astfel libertatea de exprimare. De fapt, ce se întâmplă, ca să spunem pe șleau, și din acest motiv am ajuns în situația în care am ajuns și Liviu Dragnea a putut să-și pună în aplicare toate acele planuri în luna iunie, când a fost ultima oară la dumneavoastră, înainte de marele meeting al PSD-ului. Chiar am redistribuit astăzi emisiunea pe Facebook și am mai ascultat niște pasaje. Am spus ce are de gând să facă Dragnea. Că vrea să decapiteze Direcția Națională Anticorupție, că vrea să stopeze cu totul lupta anticorupție, că vrea să încalece justiția, că vrea să emită legislație. Toate lucrurile astea, 80% dintre ele le-a făcut deja din iunie până acum. De ce a fost posibil să întâmple asta? Și are legătură cu ce vă povesteam mai devreme. Pentru că absolut toate grupările de corupție și infracționalitate legată de corupție din România sunt unite și îl sprijină într-un fel sau altul pe Liviu Dragnea în demersurile lui. De fapt, îi sprijină pe Liviu Dragnea și pe Călin Popescu-Tăriceanu pentru că ei sunt un cuplu acolo, la conducerea Parlamentului, care face aceste lucruri. Un cuplu care folosește Parlamentul României, așa cum în Constituție zice că nu ar trebui exercitată puterea de către niciun grup în interes personal, de fapt asta se întâmplă în România. Și toate grupurile mafiote sunt unite, pentru că Direcția Națională Anticorupție a avut niște ani foarte buni. Deasupra partidelor, deasupra ideologiilor, da, deasupra... Da, deasupra afacerilor, deasupra, foarte interesant, deasupra, chiar deasupra unor războaie ce păreau iremediabile din trecut. Uitați-vă că de când a fost arestată în Costa Rica Elena Udrea, postul de televiziune care plânge cel mai mult și face cel mai mult campanie este postul lui Dan Voiculescu. Dan Voiculescu, care ani de zile a spus că regimul Băsescu, Udrea, îl bagă la pușcărie, care din pușcărie a făcut emisiuni spunând că e o victimă, care atunci când a ieșit din pușcărie a spus mă voi răzbuna pe ei, mă voi duce după ei. Și acum ei sunt mână în mână cu Voiculescu la televiziunea lui Voiculescu. Se întâmplă niște lucruri absolut uluitoare pentru orice persoană, pentru că asta, vedeți dumneavoastră, sunt chestiuni care depășesc orice limită a bunului simț, în esență, dincolo de afaceri, dincolo de corupție. Este absolut obscen și împotriva bunului simț să vezi niște oameni care în trecut postul de televiziune al infractorului Dan Voiculescu a aruncat... Spuneți așa, mă văd nevoit păi să... Păi nu, că el e infractor, aflat în suspendarea eliberării pedepsei. Deci da, el e infractor, e condamnat. Simțeam nevoia să faceți el această este încă, precizare, Dan Voiculescu, de orice... Dan Voiculescu este încă în cei 10 ani de executare a pedepsei. Doar cu o instanță a constatat că a scris multe cărți și a zis, domne, poți să te duci acasă și să-ți faci mai departe pedeapsa acasă. Dar el este acum în executarea pedepsei. Iată, totul se învârte în a te așeza seara la birou și a scrie câteva pagini. Doamna da. Elena Udrea, domnul Voiculescu, iată. Ce vreau să spun, că televiziunea acestui individ, care a făcut foarte mult rău în societate, a aruncat, mai țineți minte, Traian Băsescu, când era încolțit de Antena 3 la un moment dat cu fratele lui, cu a ieșit la o emisiune în care a vrut să-și arate latura profesională, de bun profesionist, în domeniul lui marinar, ceea ce nu îi se poate contesta, capitan de vasă. Și a venit, mi-aduc aminte, nu știu dacă nu era chiar într-o declarație de presă la Cotroceni, în care explica unui jurnalist, dumneavoastră știți câți zeci de metri avea mineralierul Biruința și câte mii de tone de combustibil intrau în el și transportam și dădea niște explicații tehnice. E, și vreau să spun, este absolut obscen, este ceva de un grotesc inimaginabil, ceva ce eu nu credeam că se poate întâmpla, adică nu credeam că poate exista așa ceva, să vezi la un post de televiziune oameni, cum este Elena Udrea, cum este Dan Andronic, care și el a fost denigrat. Păi Antena 3 a aruncat pe ei mineraliere întregi de denigrări, de lucruri inimaginabile. Și acum sunt acolo, se pupă toți. Mănâncă din locul în care... Adică mie mi se pare asta ceva... Domnule Mălimpat, mi se pare o decădere morală, dincolo de corupție și de... Haideți să privim lucrurile oribilă și din celălalt wing. Doamna Elena Udrea a câștigat vreun proces, știu eu, de calomnie, de denigrare împotriva Antenei 3? Habar n-am, nici nu știu dacă s-a simțit câștigat, atât de ofensată. Știu că a câștigat doamna Chioveș și știu că a câștigat scriitorul Florin Toma. Am câștigat eu în primă instanță și în a doua instanță în recurs un judecător de la Tribunalul București
a întors soluția și acum suntem la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt mai multe persoane care au câștigat, despre doamna Udrea nu știu. Probabil că nu s-a simțit denigrată. Dumneavoastră spuneți, domnule, au aruncat mineraliere de denigrări în capul Elenei Udrea. Poate nu s-a simțit dumneavoastră denigrată și în consecință nu i-a acționat în instanță. Uitați-vă cum este acum, este o cârdășie. Pe de altă parte, dacă aș lucra acum la Antena 3, v-aș putea răspunde în felul următor. Domnule, noi, sigur, cât a fost doamna Elena Udrea la putere, la butoane, am criticat deciziile puterea, nefericite, da. Deciziile puterii, care noi le-am considerat eronate, dar acum când dumneavoastră este o victimă a abuzurilor binomului, perfect. Iată, îi luăm asta apărarea, perfect, ceea ce arată, da? Independența postului nostru. Da, asta ar fi perfect, numai că asta ar însemna ca postul de televiziune să facă ce a făcut cu Udrea, cu cei care sunt acum la putere. Deci, înțelegeți? Ori noi nu vedem așa ceva. Deci noi vedem un post de propagandă a puterii pe lucruri. Cum? Și pe minciuni și pe manipulări. Am văzut-o pe doamna primar al Capitalei, am văzut-o criticată. Cum, da, s-a certat cum drag. S-a certat un pic cu domnul Dragnea, iată. Vă dau imaginile astea superbe din Piața Victoriei. Vă dau un exemplu simplu. Ca, deci, acum 3 sau 4 zile l-am remarcat dimineața la acest post de televiziune Antena 3. Deci este și închidem subiectul, da, și închidem trebuie subiect. Să vorbim alte lucruri. E legat de piață. Aici, în piață, începând din luna august a anului 2017, când la conducerea jandarmeriei a fost adus celebrul domn Sebastian Cucoșcu, celebrul domn Sindile din Teleorman și cu al treilea domn celebru Cazan, și au făcut cuplu, Cucoș șef al jandarmeriei române, Sindile adjunct, Cazan șef la București, din august s-a întâmplat schimbarea asta, de atunci jandarmeria a început cu abuzurile. Deci până în august 2017, din februarie, timp de 7 luni de zile, nu s-a dat nicio amendă, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost ok. Pe aceeași legislație. După care au venit ăștia, i-a pus Dragnea șef, a ieșit Dragnea la România TV, la televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiț, a spus schimbăm placa, i-a pus pe ăștia șef, ăștia au început să dea amenzi. Și au început să dea amenzi cu nemiluita. Au dat sute mii de amenzi. Și în cazul meu, eu am vreo 15 amenzi, dacă nu mă înșel. Aproape toate, eu cel puțin, în prima instanță le-am câștigat. 80% dintre ele sunt câștigate în prima instanță. Ceea ce înseamnă că instanțele au constatat că au fost date abuziv. Eu am motivări ale instanțelor unde instanța spune, citesc, a fost sancționat petentul fără să existe un minim de dovezi că ar fi comis faptele. După ce instanța constată că ei au mințit pur și simplu, că am făcut ceva ce n-am făcut. Și au luat înregistrările lor și eu n-am făcut ce au scris ei în procesul verbal. Deci așa s-au dat amenzile. Ele au fost anulate. Și Antena 3 face emisiune despre amenzi, în care scoate în evidență numărul amenzilor și spune, domne, cum e posibil să nu le plătească oamenii ăștia? Cum este posibil să nu fie executați, siliți? Și minte publicul că acele amenzi ar fi fost corecte și legale și noi ar trebui să le plătim în condițiile în care ele aproape toate sunt anulate de instanțe. Păi așa ceva, nu vă supărați. Deci asta este ceva ireal și există sancțiuni. Dacă dumneavoastră vă apucați București TV, un post care bănuiesc că nu are spate politic sau nu are spatele... Slavă Domnului! Nu are spatele celor de la putere, că dacă l-avea eu nu eram aici să vorbesc la dumneavoastră. Evident. Da? Deci apucați-vă dumneavoastră să faceți 1% din ce fac ei și vă închide CNA-ul în 48 de ore. Pentru că așa e legea. Ei, dar lor nu li se aplică legea. Ei pot să mintă, ei pot să denigreze, ei pot să dezinformeze, ei pot să inducă în eroare milioane de oameni să creeze o realitate paralelă, care nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă. O constat eu, direct, de când mă ocup de fenomenul ăsta numit hashtag rezist, sau hashtag vă vedem, sau hashtag nu cedăm, pentru că sunt mai multe hashtag-uri, de când mă ocup de fenomenul ăsta, să-l mediatizez, sunt implicat, discut cu oamenii și constat eu cum oameni care în viața lor nu există așa ceva și este imposibil, pentru că știu că am fost cu ei în piață, îi cunosc, n-au nicio legătură cu consum de droguri, cu sunt transformați în și declarați consumatori de droguri. Oameni care vin după muncă, au firme și știu ce eforturi fac și vin după muncă și știu discuțiile cu ei, că își calculează orele de somn pentru că insistă să vină în piață. În fiecare zi sau în fiecare duminică. Niște oameni de o frumusețe morală și de un patriotism excepționale. Sunt prezentați ca niște oameni violenți, ca niște huligani, ca niște borfași, ca niște... Este ceva incredibil. Nu se poate așa ceva, oameni buni. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate.
Domnule și lumea de asta nu se mai uită la ei, pentru că oamenii încet, încet se convinc. Am lămurit cu presa, am lămurit-o cu rețelele de socializare, luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem și vorbim și despre niște subiecte care sunt chiar la zi. Publicitatea, așadar.